din toată inima să spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Mirele nostru pe care așteptăm să vină, credem că va veni, chiar dacă zăbovește și unii spun că am mai auzit lucrurile acestea, el întârzie să vină, într-o zi va veni și credem că ne va lua acasă la el. Doamne, ajută-ne să fim gata! Vă binecuvântăm din casa Domnului, vă duc altele față din Buzău, în mod special Valea Buzăului, unde slujim Domnului, pentru tot ajutorul, pentru tot bine care faceți, dorim ca Dumnezeu să vă răsplătească. Noi n-am venit după bani și nu vorbesc și nu-mi place să vorbesc pentru aceasta, dar dacă tot s-a făcut această chemare, dați-mi voie să îndrăznesc, să vă cer nu bani. Uite niște tineri din ăștia frumoși care au cântat aici în față, să-i trimiteți în Buzău. Mai important decât bani. Fost frați și din Londra și în alte părți, și cu ajutorul Domnului am fost pe sate și cântările astea frumoase care le-ați cântat binecuvântate, nu e suficient să rămână doar aici. E bine să se audă așa pe Valea Buzăului, acolo pe sate, cu acordeoane, cu cântări. Doamne, ajută-vă! Domnul să ne ajute, Domnul să vă binecuvânteze. Am pe inimă un cuvânt, câteva cuvinte, nu voi fi lung, din partea Domnului, pentru noi această seară, legat de ceea ce Domnul Iisus spunea în Ioan, în capitolul 15, versetul 1, începând, eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, după cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Amin. Un cuvânt care îl cunoaștem, un cuvânt care s-a predicat cu siguranță de multe ori de aici, dar vreau să subliniez aici câteva aspecte care să ne rămână așa în mintea noastră și care cred că Domnul le are pentru noi în seara aceasta, pentru că trăim într-o vreme în care este așa de multă confuzie spirituală. Spunea Domnul Iisus în versetul 1, eu sunt adevărata viță. Dar astăzi, dacă te uiți în jur, dacă ne uităm și se uită tinerii pe internet și este plin internetul de atâta învățătură, de atâția învățători, de atâtea predici, niciodată n-au fost în lumea aceasta atâtea predici ca și astăzi. Bătrânii noștri care sunteți aici mai demult n-au avut nici YouTube, n-au avut nici internet. Și oamenii s-au pocăit, că aveau pe Duhul Sfânt. Niciodată n-a fost atâta învățătură ca și astăzi. Și niciodată n-a fost atâta învățătură stricată ca și astăzi. Domnul Iisus spunea, și mare semnal de alarmă pentru noi și pentru tinerii dumneavoastră, pentru noi, eu sunt adevărata viță. Că vor veni mulți în numele cui? În numele meu. Și ce vor spune? Păi eu sunt Hristosul. Nu vor veni în numele vreun altui cult a diavolului, nu. Vor veni cu Biblia. Vor veni cu cuvântul. Spunea Apostolul Pavel, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți din nefericire. Auziți unde e ponderea? De aceea Domnul Iisus își face timp și chiar dacă aparent trece fugitiv, el spune, eu sunt adevărata viță. Într-o zi, în Matei, capitolul 24, era Domnul Iisus cu ucenicii, nu insist pentru că nu e acest subiect, dar spunea, i-au arătat ucenicii, Doamne, uite templul acesta, uite, și Domnul spune, da, nu va rămâne aici piatră pe piatră. Și e interesant, Doamne, când se va întâmpla asta? Spune care va fi semnul. Și Domnul nu le răspunde întrebărilor imediat. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Dar, Doamne, dar nu te-am întrebat asta. Noi te-am întrebat care va fi semnul, cum se vor întâmpla lucrurile. Eu sunt adevărata viță. Ferice de noi, ferice de dumneavoastră dacă ne-am alipit și cred că ne-am alipit de adevărata viță. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem conectați la ea. În Hristos, să ne tragem puterea și seva de acolo și Dumnezeu să ne binecuvânteze.
Când privim la adevărata viță, Domnul dă aici câteva semne, câteva lucruri foarte clare. Și spunea Domnul Iisus, orice mlădiță, și din nou spune, care este în mine. Adică nu vorbim de cei de afară, nu vorbim de cei care merg în discoteci sau merg prin alte locuri, nu amintesc eu acum de aici, știți dumneavoastră, nu vorbim de ei. Vorbim de noi care suntem în Hristos. Orice mlădiță care este în mine, dacă are problema, nu aduce rod. Aici este problema. Nici nu discutăm de ceilalți, nu-i treaba noastră. Să evangelizăm cât putem de mult, să fim lumini și Dumnezeu să mântuiască și alți oameni. Dar uitându-ne la noi, orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune, prin aceasta se cunoaște copiii, se vor cunoaște copiii mei. Atunci când vorbește Domnul Iisus și Biblia, în mod special Faptele Apostolilor și Apostolul Pavel și ceilalți apostoli, despre botezul cu Duhul Sfânt, semnul clar și categoric, biblic, al botezului cu Duhul Sfânt, după Biblie, nu după teologii de astăzi, mulți dintre ei care se încurcă. După Biblie, semnul botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Amin. Dar tot după Biblie, semnul plinătății Duhului Sfânt nu mai e vorbirea în alte limbi. Nici semnele și minunile. Semnul plinătății Duhului Sfânt care este? După ce cunoaștem că un om este plin de Duhul Sfânt, inițial la botezul cu Duhul Sfânt, da, semnul clar și categoric este acesta, vorbirea în alte limbi. Dar când trece un timp, când trece o lună, un an, 2 ani, 10 ani, 40 de ani, care este semnul că un om este plin cu Duhul Sfânt? Că vorbește în alte limbi? Asta e foarte bine și este de dorit. La apostolul Pavel, vorbirea în alte limbi n-a fost multă la început și apoi a scăzut spre zero, cum se întâmplă astăzi la mulți. Și el spunea în 1 Corinteni 14:18, eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. A crescut, asta e de dorit. Dar semnul că un om este plin de Duhul Sfânt nu este nici măcar că face semne și minuni. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, în capitolul 13, despre fiară și icoana fiarei, versetul 13, săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și ce făcea? Amăgea pe locuitorii pământului. Cum? Prin semne. Știți cât amăgire este astăzi în poporul Domnului? Frate, da, într-adevăr, prorocul acesta e divorțat, are probleme în familie. Dar să auzi cum vorbește Domnul prin el. Să vezi cum se vindecă bolnavi. Dar Domnul e cu el. Măcar că viața lui nu e în ordine. Și Domnul Iisus spunea, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Semnul că un om este plin de Duhul Sfânt nu e că vorbește în alte limbi. Noi dorim aceasta și Biblia încurajează lucrul acesta. Domnul Iisus spunea și vreau să vă la Biblie ca să nu vorbim de la noi. Matei capitolul 7, versetul 15. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după? Cum vindecă, frate? Să vezi ce vorbește Domnul prin el. Dacă vorbește Domnul cu adevărat, slavă Domnului. Dar semnul că un om este plin cu Duhul Sfânt este roada. Îi veți cunoaște după roadele lor. Cum se face că astăzi pe aceste instrumente prin care comunicăm, pe WhatsApp, pe Telegram, pe toate lucrurile acestea, circulă sute și mii de prorocii. Și mai întrebi câte unul, măi, ai dat mai departe, cine-i prorocul ăsta? Păi frate, nu știu că am primit și eu. Cine-i lucrătorul acesta? Păi nu știu că am primit și eu. Păi dai cerceta puțin, sau dai mai departe, nu contează cu cine e, cum e viața lui. Îi veți cunoaște după roadele lor. Când leg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini, tot așa. Și iată regula foarte clară a lui Dumnezeu. Orice pom bun face roade bune. Doamne ajută-ne să fim pom buni. Dar pomul rău face roade rele și dacă prorocește, face roade rele. În biserică poate proroci, asta pentru tine dau un exemplu, povestea fratele Filip Neap, dacă
poate a fost pe și v-a spus această întâmplare, un tânăr de undeva din Europa, care spunea el că e proroc. Toți viața mea la lucru și l-a întrebat, frate, măi, ce s-a obosit? Bă, frate, să zic că nu prea am dormit. Și când l-au luat la întrebări, că a stat pe internet cu o fată, și bine mai a stat, dar dacă dorm de la 12, de la 11 până la 6 dimineața, un tânăr sănătos, se odihnește. Păi a stat de la 11 la 12 cu una, de la... apoi cu alta, apoi cu încă una. Și dimineața, ziua, procea în biserică. Și credem că îl înșelăm pe Dumnezeu și ne înșelăm pe noi. Doamne, păzește-ne! Așadar, dragii mei, semnul că un om este plin cu Duhul Sfânt este că el rodește. Pentru că Duhul Sfânt în viața noastră asta face. Dacă avem în grădina noastră un pom și are solul bun, are apă, are tot ce are nevoie și este un pom sănătos, pomul acela va rodi. De ce? Pentru că puterea care curge, seva care curge prin el, va aduce rod. Așa trebuie să fim noi în Hristos, să aducem rod. De fapt, problema aceasta a rodirii este așa de imperativă, așa de gravă, încât Domnul Iisus a subliniat și a spus-o foarte categoric. Recitesc, Ioan 15:2. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Tot Domnul Iisus dădea un exemplu, un alt exemplu, o altă pildă în Luca, în capitolul 13, despre un om care avea un smochin în via lui, a venit să caute rod în el și n-a găsit, atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc, tai el, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Aici lucrurile sunt foarte categorice, dragii mei. Așa de categorice încât Ioan Botezătorul, când vorbea despre Domnul Iisus, cel care vrea să vină, spune în Matei, capitolul 3, versetul 9, hai și 8. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Adică dacă spui că ești pocăit, trebuie să se vadă prin roade. Să nu credeți că puteți zice în voi înși vă, avem ca tată pe Avram, că își vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să zice fiul lui Avram. Iată că securia a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Nu că va fi înfiptă, nu că Dumnezeu va face calcule și se va gândi cum va... Nu, dragul meu, eu și tu umblăm cu securia înfiptă la rădăcina noastră. Umblăm prin lumea aceasta cu o secure înfiptă. Și dacă nu facem rod, spune aici, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Ce înțeleg de aici? Și ce vreau să subliniez? Pentru copilul lui Dumnezeu, pentru omul botezat cu Duhul Sfânt, pentru omul născut din nou, înscris în familia lui Dumnezeu, rodirea nu este o opțiune. Pentru noi astăzi cam e o opțiune. Mă, dacă vrei, dacă îți convine, când îți place ție. Nu spunea cineva, frate, când s-a certat cu cineva, spune, măi, las pocăința la o parte și să vezi atunci. Adică dacă ne convine, rodim, dacă nu ne convine, nu rodim. Când ne place, suntem pocăiți, când nu ne place, nu suntem pocăiți. Te întreabă colegii la școală, poate, tu de ce nu bei și tu cu noi? Păi să vezi că mă doare stomacul, să vezi că mă doare capul. Rodește, spune că ești pocăit. Spune că ești creștin. Să putem sta în picioare ca niște semne, ca niște lumini în lumea aceasta. Doamne, ajută-ne la aceasta. Așadar, în ceea ce spunea Domnul Iisus, rodirea nu este opțională. Dar de ce nu e opțională? De ce insistă Domnul Iisus așa de mult încât el vine și spune mai departe în Ioan 15, versetul 6, dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Ăsta e sfârșitul nostru ca pocăiți. Chiar botezați cu Duhul Sfânt, dacă nu înțelegem să ajungem la rodire. Dar de ce insistă Dumnezeu așa de mult pe rodire? De ce e așa de important pentru un tânăr, pentru o tânără crescută în pocăință, să ajungă să rodească pentru un frate, pentru o soră care trecut poate 30-40 de ani. Știți ce trist este când vezi un frate sau o soră cu ani de pocăință, 40, poate 50 de ani și încă nu-și poate înfrâna limba? Ce trist este!
Se vezi un frate care a slujit Domnul poate de mult timp și nu-și mai poate înfrâna ochii. Doamne, păzește-ne! Dumnezeu ne cere rodire. De ce cere Dumnezeu rodire? Pentru că din cuvântul Scripturii înțelegem că Dumnezeu, în primul rând lui Dumnezeu, nu-i pare rău de darurile făcute. Când Dumnezeu dă un dar cuiva, lui Dumnezeu nu-i pare rău. Și ne confirmă Biblia când spune că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile făcute. Când Dumnezeu dă un dar de prorocie, poate unui tânăr, unei tinere, și începe să-i vorbească Domnul, ăla este un semn că Dumnezeu are în vedere ca în viitor să-l folosească la o treaptă mai înaltă. Ce trebuie să facă? Că noi de multe ori greșim. Încep să sune toți frații, încep să sune surorile, frate, ai avut ceva, roagă-te pentru mine. Și tânărul acela ajunge să se mândrească, să cadă și să fie pierdut. El trebuie luat, el trebuie crescut. Uneori dă Dumnezeu daruri la care îmi spune, mă, poate era bine Domnul să dea la altcineva darul. Numai că darurile Duhului Sfânt nu se împart după voia noastră. Și spune că Domnul însoțea cuvântul cu semne și minuni și cu darurile Duhului Sfânt, Evrei 2, împărțite după voia Lui. El împarte darurile. Că spunea Apostolul Pavel, sfat de Duhul Sfânt, mădularele din trupul nostru care par mai lipsite de cinste, le îmbrăcăm cu mai multă cinste. Și mă uitam uneori, Doamne, puteți să dai prorocie un dar la cineva care se exprimă mai bine? Dumnezeu le dea unuia care se exprimă mai rău, mai greu. Dumnezeu dă darul. Cerința noastră este să creștem, să ne ridicăm la nivelul darului. Să ne maturizăm. Dacă eu dau copilului meu o bicicletă în cadou, nu-mi pare rău de ea. Care dintre noi spune, mă, mai bine nu-ți dădeam bicicleta? Nu-ți pare rău. Dar nu-i vina mea dacă el merge cu bicicleta prin toate șanțurile, nu? Și dă cu ea prin pom și o aruncă de asfalt și o zgârie. Dumnezeu ne cheamă să ne maturizăm, să creștem, să putem ajunge să rodim. Doamne, ajută-ne la aceasta. Când Domnul Iisus vorbește despre rodire, El dă o altă pildă în Matei capitolul 25, pilda talanților, nu citesc, e târziu și doar foarte pe scurt subliniez. Stăpânul acesta a încredințat avuția unor oameni, i-a chemat, la unul i-a dat 5 talanți, la altul i-a dat 2 și la altul i-a dat 1 și apoi a plecat. Spune aici, fiecăruia după puterea lui. Îndată cel ce primise cei 5 talanți a dus, i-a pus în negoț, a câștigat cu el alți 5 talanți. La fel a făcut și cel cu 2. Dar cel care a primit un talant, ce a spus? Mă duc, fac o groapă, îl îngrop acolo și stă bine acolo. Când vine stăpânul, îi dau înapoi investiția lui. Când se întoarce stăpânul, versetul 24 spune că, Doamne, am știut că ești un om astru care se cer de unde n-ai semnat, strâng de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus și am îngropat. Stăpânul său i-a răspuns, rob, viclean și leneș. Ai știu că secer. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarav și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Regula lui Dumnezeu este că lui Dumnezeu nu-i pare rău de investiția făcută, dar așteaptă să-i întoarcem investiția cu câștig. De ce? Pentru că în primul rând, noi care suntem mai neînțelepți, mai slabi la minte decât Dumnezeu, El este infinit de înțelept, slăvit să-i fie numele. Noi care suntem neînțelepți, spunea Domnul Iisus, voi care sunteți răi, noi n-acceptăm să tot investim la nesfârșit într-o afacere care nu merge, așa-i? Poate ai avut, de când ați venit prin America, fiecare a încercat să facă ceva și am văzut că Domnul va binecuvânta, slăvit să fie Domnul. Poate investi, dar care e om care investește, de exemplu, într-o companie, într-un business, nu știu, cu mașini, cu altceva. Și în primul an bagă de la el o investiție de 50.000 de dolari, dau un exemplu aleator. Și când trage linia la finalul anului, e pe minus cu 10.000 de dolari. Mai spune, a fost anul rău, hai că mai încerc un an. Și poate mai merge încă un an. Dacă în al doilea an iese tot pe minus, în al treilea an mai merge? Dacă e încăpățânat, tare mai merge. Mai ies care le place, da. La un moment dat vă asigur că vă spune, mă, nu mai are sens. Dacă noi ca oameni, când investim, așteptăm ceva înapoi ca și câștig și știm asta, păi Dumnezeu care e înțelept nu așteaptă să-i întoarcem investiția în câștig? Și vă arat biblic că Dumnezeu așteaptă lucrul acesta.
Avea Dumnezeu o plângere în Isaia, capitolul 5. Spunea el, voi cânta prea iubitului meu, versetul 1. Cântarea prea iubitului meu despre via lui. Avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. Și auziți investiția lui Dumnezeu și dragii mei tineri care sunteți aici și frumos ați cântat, Domnul să vă binecuvânteze. Auziți investiția care a făcut-o și care o face Dumnezeu cu noi. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre. De câte ori prin cuvântul lui Dumnezeu nu ne-a săpat El inimile noastre? Nu ne-a curățit de pietre? Amintiți-vă, fraților care ne-am pocăit, cât am fost de răi și de încăpățânați. Uneori vin unii și se pocăiesc și spun, vorbeam cu frați care s-au pocăit de câțiva ani și în evanghelizare pe sate, veneau apoi și spunea, frate, dar oamenii ăștia nu pricep. Dar eu spun, auzi, dar și tu ai fost așa. Și noi am fost așa. Dar știu cât m-am chinuit cu tine, nu? Poate să spună un slujitor până ai înțeles. Și vedem că alții nu înțeleg, măi, dar nu pricepe nicicum. Dar și noi am fost așa. Dar stăpânul a săpat pământul. Ne-a udat. A curățit pământul de pietre. A scos de acolo piatra necredinței. Piatra îndoielii și atâtea alte lucruri. Dumnezeu a investit în noi ca tineri, dumneavoastră ca tineri care ați crescut în biserică, faceți un calcul câte predici ați auzit într-un an și înmulțiți cu ani de când sunteți în biserică și ați putut pricepe așa, poate de copii mici de la 8, 9, 10 ani în sus. Câtă investiție a făcut Dumnezeu în noi? E pare rău lui Dumnezeu? Nu îi pare rău lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu așteaptă să-i întoarcem investiția asta în câștig. Toate. Și dacă le calculăm, vă garantez că sunt mii de predici, mii. Rugăciuni, stăruințe, Domnul ne-a dat Duhul Sfânt, Dumnezeu a investit în noi așa de mult, ani de zile, ne-a suportat. Ani de zile când noi eram încăpățânați și călcam pe lângă calea Domnului, l-a trimis pe Duhul Sfânt din nou să ne aducă pe calea Domnului. Și Domnul ne-a căutat de fiecare dată. Dumnezeu a investit în noi și a investit în dumneavoastră. Ce mare har slăvit să-i fie numele. O, nu-i pare rău lui Dumnezeu, dar așteaptă să-i aducem rod. A săpat pământul, a curățit de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese. Dumnezeu din Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu în mine, cuvântul lui Dumnezeu sădit în inima mea, cea mai aleasă viță. Duhul Sfânt care vine să locuiască noi, cea mai aleasă viță. Vițele cele mai alese le-a pus Dumnezeu în tine și în mine. Slăvit să fie Domnul. Ce mare har avem. Spunea un tânăr undeva în Buzău și nu mi-a rămas în minte când m-am dat acolo în urmă cu 8 ani. Spunea, frate, ce mare har ai avut tu să crești într-o familie de pocăiți. Și povestea el cum mergea și își învăța copilul să fure. Nu dau mai multe detalii că nu-i cazul. Și când am realizat, am spus, Doamne, ce mult te-ai îndurat de mine. Și când ascultăm mărturisiri de multe ori, stau și mă îngrozesc, stau și așa mă smeresc și spun, Doamne, cum ai avut milă de noi? Ne-ai scăpat de toată mizeria lumii aceea și nu ne-ai lăsat acolo în mizerie. Slăvit să fie, Domnul! A investit Dumnezeu în noi. Ne-a căutat când eram încăpățânați, când eram tar la cerbice, cum spune Biblia, a trimis pe Duhul Sfânt, a trimis câte un proroc. Ne-a căutat și ne-a găsit și ne-a dus în urma Lui ca pe oaie rătăcită. Slăvit să fie Domnul! Nu-i pare rău lui Dumnezeu. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un tiasc. Și acum auziți ce aștepta Dumnezeu. Apoi trăgea nădejde că are să-i facă struguri buni. Dumnezeu înșelat în așteptările Lui. Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile a fost înșelat. Se aștepta, spune Dumnezeu, după ce am investit în via aceasta așa de mult, mă așteptam să facă struguri buni. Și ea a făcut struguri sălbatici. Și vine Dumnezeu și pune o întrebare. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Frați de aici, din America, ce-ar fi putut Dumnezeu, ce-ar fi trebuit să facă mai mult pentru noi și nu ne-a făcut? Oare am putea spune, Doamne, dacă mi-ai fi dat mai mult, nu știu ce, aș fi fost mai pocăit? Când ne va întreba Dumnezeu în ziua judecății, când te va întreba Dumnezeu, ți-am trimis predici, ți-am trimis slujitorii mei, cântări, te-am cercetat cu Duhul Sfânt. La unii le dă Dumnezeu Duhul Sfânt.
Ca să nu poată spune în ziua judecății, Doamne, dar mie nu mi-ai dat. Deși Dumnezeu știe dacă după ce primim Duhul Sfânt vom rămâne cu Dumnezeu sau nu vom rămâne. Dumnezeu știe. Ar putea Dumnezeu să spună, tu oricum nu o să rămâi lângă mine. Nu îți dau. Nu, Dumnezeu dă. Nu-i pare rău. Dar așteaptă. Și într-o zi ne va întreba, ce ai făcut cu investiția mea? Cum stăpânul a chemat pe acei trei oameni și le-a cerut socoteală, îți va cere, dragul meu tânăr, Dumnezeu socoteală de investiția care a făcut-o în tine. De ani de zile pe băncile bisericii, de toate predicile care le-ai auzit. Astăzi am auzit multe predici. Cum spuneam, niciodată nu am fost atâtea predici ca și astăzi. Culmea, niciodată n-a fost atâta păcat în biserică ca și astăzi. Cunoștința va crește, dar dragostea se va răci. Că nu cunoștința e suficientă. Duhul Sfânt în noi, El rodește. Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici? Când eu mă așteptam să facă struguri bune. Cu alte cuvinte spune Dumnezeu, ți-am vorbit, ți-am trimis și vise, ți-am trimis și proroc. De ce ai plecat în lume? De ce te-ai depărtat? Ce vei spune când te va întreba Dumnezeu după 40 de ani de pocăință, de ce n-ai ajuns să stăpânești mânia? Ce vei răspunde lui Dumnezeu? Dragul meu, frate și soră, de ce n-ai ajuns să te stăpânești în mânie? Ce o să spui? Păi, Doamne, să vezi că n-am avut predici. Avem prea mult. Să vezi că trebuia să trimiți altceva, nu știu. Ce vom răspunde lui Dumnezeu? Dumnezeu așteaptă să rodim. Și pentru cei care nu înțeleg să rodească, sentința e foarte clară și foarte dramatică. Va fi tăiat și aruncat în foc. Și încă o dată spun, nu vorbește Dumnezeu de cei de afară. De noi, orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă. Doamne, dă-ne astăzi puterea să rodim. Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Ei, voi smulge gardul. Gardul acesta care nu ne place și în mod special tinerilor, și eu am fost tânăr. Nu mai sunt așa tânăr cum a spune sau a spune astea că sunt copiii mei când le spun, măi, eu îmbătrânesc. Nu, tati, tu nu îmbătrânești. Ba, îmbătrânim. Nu mai suntem așa tineri. Dar gardurile acestea care nu ne plac ca tineri sunt așa de importante, așa de valoroase. Când tata spune, auzi, la ora 9 seara ești acasă, păi cu tinerii la ora 9 începe distracția mai mare. Auzi, la 9:30 ești pe poartă, pe ușă. Tată, dar să vezi, nu, așa rămâne. Garduri, nu ne plac gardurile acestea. La ora 9:10 se închide telefonul, se ia internetul. Oh, bine ar fi. Nu prea ne plac lucrurile acestea. Pentru că atunci când privim din interior spre exterior, la lumea care arată frumos în afară, privesc tinerii noștri, dragi tineri, privim de multe ori acolo și spunem, o, de n-ar fi gardul ăsta, ce m-aș duce și eu? Nu știu dacă m-am spus, atât când am fost, am niște capre și niște oi acasă și m-am tot chinuit să le țin închise. Oile, foarte simplu, faci un gard de jumătate de metru, alea nu s-ar peste gard. Poți să, așa, un gard, două, trei sârme simple, le tragi, n-ai problema cu ele. Am făcut gard de 2 metri la capre, l-au sărit și pe ăla. Pentru capre nu există gard. Poți să faci ce vrei tu. Așa sunt unii prin biserică. Poți să pui garduri câte vrei. Nu mă ascultă. Știți ce? Nu știu acești tineri că dincolo de gard, gardul e făcut nu neapărat să ne țină pe noi înăuntru. Gardul e făcut să țină lupul afară. Să ne păzească de cel rău. Mi-aduc aminte când eram tânăr și la Betel, la Arad, erau lucrări, se vedea cum unii tineri erau acolo în centru turmei și erau înconjurați de oi și nu putea lupul să intre. Dar erau unii care tot pe lângă gard se uitau. Mai un film, mai un meci, mai o distracție. Și a spus că se vedea cum un balaur, cum un lup, numai întindea mâna peste gard și când se apropia un mielușel din ăsta de gard, băga mâna și smulgea. Și era dus și pierdut. Recent, zile trecute, cu un frate, făceam o analiză a celor de generația noastră. Doamne, cât s-au pierdut. De ce? Că le-a plăcut să stea lângă gardă. Când Domnul leapădă pe cineva, când Domnul leapădă via lui, primul lucru care face este că îi smulge gardul. Unde nu mai sunt garduri în biserică, nu mai e Dumnezeu în biserică.
unde nu mai sunt proroci, unde nu mai sunt limitări, unde nu mai sunt reguli, acolo nu mai e Dumnezeu. Unde nu mai sunt garduri, spune cuvântul Domnului, îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite. Câtă vreme a fost mâna lui Dumnezeu peste Saul, nu mai citesc că e târziu, n-a putut să intre Duhul cel rău. Pentru că Saul în mod continuu a călcat regulile lui Dumnezeu. În mod continuu s-a dus până dincolo de limite. Într-o zi Dumnezeu a luat gardul de protecție. Ce s-a întâmplat primul lucru? Un duh rău a venit peste el. A venit de la Dumnezeu? Nu. Biblia spune că a venit, dar n-a venit din cer de la Dumnezeu, acolo nu mai sunt duhurile. A venit îngăduit de Dumnezeu. Știți de ce? Că a luat Dumnezeu gardul. Da? Mergeți. Dacă nu ți-a plăcut cu gard, dacă nu ți-a plăcut cu reguli, dacă nu ți-a plăcut să rodești înăuntru, și atunci ajung familii care odată cântau în biserică, ajung în prag de divorț, ajung în situații tragice, unii ajung să fie robiți de duhuri rele. Și te întreb, Doamne, ce s-a întâmplat? Asta se întâmplă. Vine ziua când Dumnezeu ia gardului și lasă să intre, să fie păscută de vite. Și nu-i pasă vite unde paște și unde calcă. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pusti. Nu va mai fi curățită. Fac o paranteză aici și închei imediat. De multe ori am văzut prin bisericile noastre și obișnuit să spunem, fraților, Domnul ne iubește, Domnul ne iartă, haideți din nou, și în fiecare duminică tot ne mărturisim și tot ne mărturisim și tot ne cerem iertare Domnului, că Domnul ne iartă și are milă de noi. Da, slavă Domnului, Domnul are milă de noi, slăviți să-i fie numele. Dragii mei, condiția ca să fim iertați nu este să ne tot mărturisim, doar să ne mărturisim. Spuneam Proverbe, capitolul 28, dacă nu mă înșel, cine își mărturisește păcatul și se lasă de el, capătă propășire. De ce? Pentru că ai pus gardul lui Dumnezeu, ploaie peste via lui Dumnezeu, ploaie apa din cer și via rodește. Dar unde nu mai este gardul, unde nu mai vine cuvântul lui Dumnezeu, nu va mai fi curățită nici săpată, spin și mărăcin vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai ploaie peste ea. Condiția, și mă întorc în Ioan, în capitolul 15, unde citeam, condiția ca să fim curățiți mai departe și îngrijiți mai departe este să rodim. Asta e mare adevăr, frații mei. Dacă l-am putea înțelege, oh, ce bine ar fi. Că spunea în Luca 13, unde citeam, a intervenit acolo vierul și a spus, stăpâne, mai lasă-l un an, îl îngrijesc, îl sap, îi pun gunoi la dăcină, mă ocup special de el. Și dacă la anul nu va aduce rod, îl mai îngrijesc încă un an? Mai investesc încă un an? Dacă nu, îl vei tăia. Condiția ca Dumnezeu să se mai îngrijească de noi, să ne mai curățească, să ne mai ierte, este să aducem rod. Citesc din Ioan, capitolul 15, versetul 2. Orice mlădiță care este în mine și explicam în Hristos și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care, bineînțeles, este în mine și care aduce roadă, ce face Hristos? Pe aceasta o curățește. Pe aceasta o curățește. Care rodește. Nivelele de rodire nu sunt la toți la fel. Unul aduce 30, altul 60, altul 100. Nu sunt la fel. Fiecare, la fiecare stăpân a dat talanț după puterea lui. Important este, după puterea noastră, să rodim. Celui care a primit un talent nu i-a cerut Dumnezeu 5 talanți. Și nu l-am vinuit, auzi, pentru că nu mi-a adus 5, nu. Trebuia să aducă un singur talent. Celui cu 2 nu i-a cerut Dumnezeu să aducă 10. Nu, la fiecare după puterea lui. Dă-mi voie să te întreb în seara aceasta, cât ai înțeles din Biblie, ai împlinit? Sau te străduiești să împlinești? Aici intervine Dumnezeu când vede că ne străduim, când vede că ne luptăm, Doamne, vreau! Și uneori șchiopătăm și uneori călcăm pe lângă.
Dar Dumnezeu vede că avem dorință, ne luptăm, ne sfințim, postim, Doamne, vreau! Și când vede Dumnezeu că rodești, spune, văd că vrea, îl curățesc încă o dată. Și trimite Dumnezeu o lovitură. Și ne supărăm, Doamne, dar de ce? Dar cu ce sunt eu mai păcătos ca frații, ca surorile? Nu ești mai păcătos, Domnul te iubește, te curățește, slăvit să fie Domnul. Când Dumnezeu ne curățește, nu trebuie să ne supărăm. Când Dumnezeu îngăduie o suferință în viața noastră, spune cuvântul Domnului în Iacov, în capitolul 5, este printre voi cineva în suferință, ce să facă? Să se roage. Scopul suferinței în viața credinciosului nu-i să ajungă credinciosul să tot trimite bilete la amvon. Nu sunt rele. Și ne rugăm pentru frați. Să nu uităm să ne rugăm pentru familia Furdui din Germania. Mare necaz la peste ei. Am fost ieri într-o biserică și a fost un cuvânt de partea Domnului că un balaur a intrat și a luat copiii de acolo. Și Domnul a spus, sunt gata să intervin, dar aștept să văd ce face poporul meu. Și Domnul cerea rugăciune și mijlocire. Să ne rugăm ca acești copii să se întoarcă în familia lor. Doamne, lucrează! Așteaptă Dumnezeu să vadă că atât cât am înțeles, cât am putut înțelege cu mintea noastră, ne străduim să împlinim. Și când Domnul vede că dorim, dar încă mai călcăm pe lângă, El ne curățește. El ne vine în ajutor. Vreau să rodești mai mult. Și îngăduie o suferință. Care e scopul suferinței? Să ne aducă pe genunchi. Să ne dezlipească de lumea aceasta atrăgătoare. Și aici în America parcă e atrăgătoare mai mult ca niciodată. Când te uzi la toate lucrurile din lumea aceasta pentru tinerii noștri, Doamne, păzește copiii noștri. Spunea astăzi, nu știu cum își simt frații copiii aici, dar Domnul să vă dea milă și îndurare. Și aici în America și la noi în România, Dumnezeu să ne păzească tinerii de cel rău. Dragii mei, rodind, aducând rod pentru slava lui Dumnezeu, Dumnezeu se va îndura de noi. Dumnezeu ne va fi binevoitor. Și dacă vom înțelege să ducem rod, vor vedea copiii noștri, vor vedea cei din jurul nostru și Dumnezeu își va proslăvi numele. Era Iov un om în țara Ur, în țara Uț. Era un om, cum spune Biblia, un om neprihănit și se temea de Dumnezeu. Să mai facă Dumnezeu în bisericile noastre astfel de oameni. Cei care să rodească, care să aducă rod și aici la dumneavoastră, la noi în România și unde sunt copiii Domnului, să poată Dumnezeu găsi un rod bogat. Când vine să se uite în biserica, în bisericile noastre, să spună, am găsit, am văzut. Să rămână în urma noastră, cum spunea Apostolul Pavel, o mireasmă plăcută. Dumnezeu să ne binecuvânteze, amin.